Fianta a venit în urmă cu puțin timp. Incendiul din clubul colectiv continuă să facă victime la un an și 9 luni de la tragedia care a îngenunchiat România. Al 65-lea tânăr a fost declarat mort, Răzvan s-ar fi sinucis. În noaptea blestemată și-a pierdut iubita. Era un club cu prietenii, iar Tina a fost singura care nu a mai reușit să iasă în viață. La câteva luni de la tragedie, Răzvan le povestea jurnaliștilor ce s-a întâmplat. Astăzi, el nu mai este. Prietenii transmit condoleanțe și se roagă pentru sufletul lui. Eram lângă scenă și m-am dus în spate când a început focul ca să-mi iau prietena. Nu mai era acolo și cumva m-au scos oamenii, adică a fost întăvălut. Răzvan a pierdut-o pe iubita lui Tina în mulțimea care căuta ieșirea, speriată și panicată. Până în acel moment, cei doi iubiți au ascultat din fața scenei piesele băieților de la Goodbye to Gravity, care le erau și prieteni. Apoi, Tina a plecat de lângă Răzvan. El era în mijlocul sălii cu alți prieteni, eu eram în fața scenei, ea s-a dus la toaletă. Și a rămas blocată cumva acolo în toaletă. Presupun că da, nu știu, n-am auzit ce s-a întâmplat. Mulțimea căuta haotic unica ieșire, fără să vadă nimic. În momentul ăla mi-am zis că e nasol și am fugit spre mijlocul sălii să văd unde e prietena mea. N-a mai găsit-o pe Tina. Alți trei tineri care i-au însoțit în club au reușit să iasă, împinși și ei de mulțimea care căuta lumină și aer. Răzvan a căutat-o pe Tina printre răniții scoși pe brațe de pompieri. A găsit-o târziu, la morgă. Tot el a și recunoscut-o. Pe Tina n-a ucis-o flăcările. A murit sufocată de fum în baie. Am auzit, bine, tot așa zvonuri, că la baie a fost încă ieșire, dar era închisă. Ceea ce e nasol. Tina avea aproape 28 de ani. Absolvise facultatea de comunicare și relații publice și lucra la o firmă din București. Răzvan îi era coleg și de 2 ani și iubit. Făceam 2 ani acum, pe 2 noiembrie. Aveam toate planurile bune din lume. Tina ar fi vrut să renunțe la actualul job și să se dedice programelor umanitare. Își dorea să ajute copiii. N-a mai apucat să-și ducă visul la capăt. Marți a fost îngropată, acasă, la Galați. Cineva a greșit și ar trebui cumva să... Măcar să știe și să regrete ce a făcut.